trebuie să vorbim puțin pentru că am tot văzut treaba asta în comentarii. Ideea e că parfumul pe care îl folosești nu te face să fii într-un anumit fel, așa cum dacă îți place o anumită mașină, care se numește BMW, nu înseamnă că ești un anumit gen de persoană. La fel și cu parfumurile. Dacă îl folosesc pe acesta sau dacă îl folosesc pe acesta, eu sunt în continuare aceeași persoană, așa că dacă mă dau cu Sauvaj, nu sunt brusc mai cocalar decât dacă mă dădeam cu Leita. Și tot ce încerc să spun e că poate n-ar trebui să ne mai judecăm unii pe alții prin prisma preferințelor noastre pentru parfum. Ci mai degrabă să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem, diferiți unii de ceilalți și de asemenea să acceptăm că multora ne place Dior Sauvage sau One Million și asta nu ne face să fim mai puțin decât oricine altcineva. În definitiv, acestea două sunt unele dintre cele mai bine vândute parfumuri bărbătești. Și ghiși ce, în timp ce fac asta, n-am devenit brusc nici bombardier, nici cocalar, ci doar un tip care pentru câteva ore va mirosi a One Million. Și cred că atât timp cât mi-am aplicat One Million fără să te intoxic pe tine, n-ar avea de ce să te deranjeze. Și dacă nu te deranjează la mine, n-ar trebui să te deranjeze la nimeni și ar trebui să-i accepți pe toți oamenii din jurul tău, indiferent de preferința lor pentru parfumuri. Cât timp această preferință pentru parfum nu-ți face ție în vreun fel rău.